Din seria 17 din acest an, cu date de plecare în perioada 14 noiembrie-17 noiembrie 2023, au rămas următoarele bilete nevalorificate. 5 bilete gratuite în stațiunile Amara, Hotel Ialomița, Bala, Hotel Ceres, Buziaș, Hotel Silvana. 12 bilete cu suportarea unei contribuții în stațiunile Felix, Hotel Mureș, Sovata, Hotel Aloniș, Saturn, Hotel Hora. Aceste bilete se distribuie prin solicitare directă la compartimentul bilete de tratament balnear până în data de 14 noiembrie 2023. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensie. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se face repartiția. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii octombrie 2023 original sau copie și xero copia biletului de trimitere de la medicul de familie. Plata contribuției individuale se poate face numerar sau cu cardul la ghișeul bilete de tratament balnear. Detalii se pot obține și de pe site-ul instituției www www.cgparges.ro